Sâmbătă, albăolienii care au ieșit la iarbă verde printre fum și miros de grătare ne-au spus că vor merge cu siguranță la vot, demonstrând astfel că sunt oameni responsabili și că știu ce vor. Veniți și mâine la grătar sau mergeți la vot? E, încă nu știm exact, să vedem după un par de vin cum ne simțim. Da, o să mergem, mai mult ca sigur. V-ați informat? Știți cu cine o să votați? Știți unde o să votați? Da, știm, dar nu o să spunem. Mergem și la vot și poate veni și la grătar. Se pot face toate. V-ați informat unde o să merge și știți exact cu cine o să votați? Exact, știu de mult. Tot sâmbătă de această dată în oraș, la orele amiezii, era liniște și pace în singura zi fără campanie electorală care precede o zi de duminică importantă. Cetățenii urbei merg să-și exprime votul în speranța că viitorul va fi unul bun. Mă duc. Ce vă așteptați de la votul de mâine? Sper să fie mai bine. V-ați informat, știți unde o să votați? Da. V-ați hotărât? Da. Da, mergi. Ce așteptări aveți după votul de mâine? Păi, speranța să fie niște voturi corecte, să fie niște voturi asigurate de către poliție, că de asta e făcută, și să iasă cel mai bun. Care e cel mai bun? Dintre cei mai buni. Să iasă cel ce a făcut ceva. Ce speranțe aveți legate de votul de mâine? Păi, speranța e pentru mai bine. Nu o fi mai rău ca acum. Să sperăm, nu? Trăim cu speranță. Sper să fie mai bine. Cu altceva ce să spere fiecare. Astăzi toată România votează. Prin vot putem arăta că ne pasă de lumea în care trăim și că oamenii care vor lua decizii pentru noi au o legitimitate clară și nu au ajuns acolo accidental.